Bună ziua! Mă numesc Mohamed Zejli și sunt medic specialist ortoped. Astăzi vom discuta un pic despre articulația șoldului și coxartroză. Șoldul este articulația dintre bazin și coapsa și reprezintă una dintre cele mai mari articulații ale corpului uman. Articulația este formată din capul femoral, care are forma sferică, și cavitatea acetabulară. Între cele două oase există un strat protector de țesut cartilaginos, care alcătuiește suprafața articulară și care acționează ca un tampon, asigurând astfel mișcare netedă și uniformă a articulației. De-a lungul anilor, acest țesut se poate deteriora. Coxartroza reprezintă degradarea lentă, progresivă și irreversibilă a cartilajului articular de la nivelul șoldului. Artroza afectează articulația în ceea ce privește funcționarea mecanică a acesteia și gradual duce către distrugerea completă. Cunoscută și sub denumirea de osteoartrită, aceasta este una dintre cele mai invalidante afecțiuni ortopedice, deoarece afectează semnificativ calitatea vieții pacienților. Această coxartroză poate avea mai multe cauze, dar în toate cazurile, procesul este degenerativ, spre deosebire de procesul natural de îmbătrânire, și progresează gradual, fiind însoțit de durere și dificultate în mișcare, care se agravează în timp. Artroza de șold poate fi primară, adică fără cauza obiectivă, sau secundară. În cel de-al doilea caz, este determinată de o anumită boală sau de circumstanțe anterioare, precum afectarea articulației femoroacetabulare, prin traumatisme, displazie de șold, patologii de șold genetice sau moștenite, încă din perioada copilăriei, sau infecție articulare. Ca și alte cauze, găsim bolile reumatismale, precum poliartrita reumatoidă, spondilita anchilopoietică sau administrare excesivă de cortizon. Artroza poate provoca durere, pierderea mobilității și deformarea zonelor afectate. Durerea inițială are un caracter mecanic, adică pacientul simte durerea la efortul fizic, când umblă, când urcă scările. Ea este localizată în regiunea inghinală și poate iradia pe fața anterioară a coapsei, către genunchi. Durerea se accentuează pe măsură ce boala avansează. Într-un stadiu final sau avansat, pacientul se poate plânge de durere în timpul repausului sau chiar în timpul somnului. În stadiile cele mai avansate, se produce limitare mobilității șoldului și dificultăți la încălțare. Alte simptome pot fi senzația de slăbiciune la nivelul membrului, ca urmare a atrofiei musculare, și senzația de oboseală deoarece pacientul trebuie să depună un efort mai mare când se deplasează. În stadiile incipiente ale bolii, simptomele pot fi discrete sau provocate de un efort destul de semnificativ. De aceea, un număr mare de pacienți nu își prioritizează vizita la medicul ortoped. Însă procesul degenerativ progresează în continuare. Dacă aveți simptomele descrise și o vârstă de peste 50 de ani, este recomandat să vă programați la un consult ortopedic în vederea excluderii unui diagnostic de coxartroză. În timpul consultului, medicul ortoped vă va adresa câteva întrebări în legătură cu simptomele dumneavoastră și va executa anumite teste specifice pentru a evalua funcția șoldului. Iar dacă examenul clinic este sugestiv pentru coxartroză, va fi nevoie în prima instanță de o radiografie simplă a bazinului și în cazuri excepționale de alte investigații imagistice, precum CT, scanner sau RMN. Când artroza nu este avansată, adică în stadiile incipiente, poate fi încercat tratamentul conservativ, adică tratament antiinflamator, fiziokinetoterapie de recuperare funcțională, exerciții de întindere, programe de reabilitare, controlul greutății și reducerea activității fizice.
În cazul în care durerile nu mai pot fi controlate cu tratamentul conservativ, iar pacientul este nevoit să ia medicamentele antiinflamatoare pe termen lung, cea mai eficientă metodă de tratament rămâne intervenția chirurgicală. Se recomandă artroplastie totală de șold, în cadrul căreia porțiunile uzate ale articulației șoldului sunt înlocuite cu implanturi artificiale. Artroplastie de șold sau protezarea șoldului este o intervenție chirurgicală în care sunt înlocuite porțiunile uzate ale articulației cu implanturi artificiale. În trecut, această operație era una de anvergură, cu incizii sau tăieturi mari și cu leziuni semnificative ale mușchilor. Acest lucru predispunând pacienții la un risc important de complicații, precum perioade lungi de imobilizare în pat, infecții și luxație. În prezent, această intervenție este una dintre cele mai frecvente intervenții chirurgicale efectuate de echipa noastră, folosind tehnici chirurgicale minim invazive avansate, care evită leziunile musculare, acest lucru permițând o mobilizare precoce la doar câteva ore după operație și o recuperare postoperatorie rapidă, cu risc de complicații semnificativ de scăzut. În urma consultului clinic și a investigațiilor imagistice, se stabilește diagnosticul de coxartroză cu indicație chirurgicală. Pacientul este apoi investigat în amănunt în ceea ce privește starea generală, iar pentru a realiza acest lucru, este nevoie de analize complete, un consult cardiologic preoperator și un consult preanestezic. Pasul următor este pregătirea pacientului pentru intervenție chirurgicală, atât din punct de vedere medical, cât și psihologic. Practica noastră se bazează pe o comunicare pacient-medic cât mai eficientă, astfel credem că o relație profesională deschisă și bazată pe încredere aduce beneficii semnificative pacientului, ajutându-l să aibă o experiență plăcută, nu doar în perioada internării, dar și în perioada de recuperare postoperatorie. Împreună cu medicul anestezist și luând în considerare celelalte patologii preexistente, pacientul va decide între cele două opțiuni posibile de anestezie, anestezie generală sau anestezie rachidiană. Intervenția chirurgicală are o durată de aproximativ o oră jumătate, în funcție de caz. Sper că aceste informații despre coxartroză și artroplastie de șold v-au fost utile și vă doresc multă sănătate!